Atenție. Bună seara, domnule Mănăstire, mă bucur că pot fi alături de prietenii mei, în primul rând de telespectatori și de prietenii mei în direct, mai ales că astăzi n-am reușit, iar acum sunt undeva între Frankfurt și Strasburg, mergând spre lucrările Parlamentului European de la Frankfurt, cu domnul Damotreanu și domnul Siegfried Mureșan. Noi îl dezbatem. Bună seara. Oana, și să Oana Stănciulescu, cea mai iubită jurnalistă și diaspora și în țară, și salutăm și profeste de Stavinsky. Mulțumim ție, Silvia. Hai să discutăm puțin despre... Discutam despre domnul Orlando, cu nebunia asta, cu pușcăria pentru cei care nu... Dar nu, repet, e tragicomic, e de râs, dar e și de plâns, pentru că Teodorovici vrea să mențină proiectul ăsta în Parlament și a spus că nu îl retrage, că totul este în regulă. Și că cuantumul pedepselor, că pușcăria e de la un an la 6 ani sau un an la 3 ani, e treaba ministrului de justiție, nu a lui. Dar el vrea pușcărie pentru românii, repet, care nu pot să-și plătească la timp taxele. Da? Deci domnul Orlando Teodorovici, deci oamenii ăștia vor neapărat să coboare sub 10%. Deci, în fiecare zi, dacă nu face ministru Chifor vreo surpriză alegătorilor, vine asupra Dăncilă și mă pune tot felul de lucruri ciudate. Acum vine domnul Orlando Teodorovici, care nu mai poate ieși liniștit prin țările Uniunii Europene, pentru că românii, când îl văd, se gândesc că trebuie să-i spună în spate și să se mute dintr-o țară în altă, că Orlando Teodorovici le oprește dreptul la muncă la 5 ani de zile într-o singură țară. Da, bine că ai amintit și de năzbâtia asta. Bun, da, omul ăsta, acum făcând teoria conspirației politice, omul ăsta se pare că, repet, vrea să ducă PSD-ul la 10%, probabil vrea să ajungă președintele PSD, sabotând partidul. Da. Mă gândesc, nu știu, ce are în cap? Tot vitează. Ei tot vitează că vor fi președintele acestui partid, neînțelegând că partidul ăsta, practic, nu mai reprezintă în momentul ăsta mare lucru în România și, în mod normal, genul acesta de partid politic este pe cale de dispariție. Pentru că PSD, dacă nu se reformează și dacă nu înțelege că Europa nu mai poate să faci politicile pe care PSD le face astăzi și retorica pe care o au liderii PSD, decât ca să te plasezi la marginea Europei, să te duci pe Belarus sau spre Venezuela sau eventual spre Rusia lui Putin, nu merge. Domnul Teodorovici, care face foarte mult, acolo aveți specialiști în probleme legate de spionajul rusesc și caghebist în România, Orlando și Sabin Orcan, gândiți-vă că Orlando Teodorovici, ca să spoare pe malul Atlanticului, alege să meargă prin Moscova. Nici un român sănătos la cap nu alege să meargă în est ca să ajungă în est. Orlando Teodorovici este un român care face scandă, nu la Venezuela, la Viena, nici care a fost, nu la Amsterdam, la Madrid, la Paris, la Londra, ci face scandă la Moscova. De ce? Asistă și 7-8 ore. În America de Sud sau în America Centrală. E o chestiune ciudată legată de Orlando Teodorovici, dar este mai serios. Da, semnalul nu este foarte bun, Raleș Bogdan. Și atenție, că noi discutam aici despre strategia lui Orlando. Acum vreo 2 săptămâni, ca să mai oferim o informație telespectatorilor, Orlando a pregătit 18 ordonanțe la Ministerul de Finanțe, pe care Viorica Dăncilă i le-a refuzat. Acum o lună și jumătate, Orlando era vândut opiniei publice ca viitor candidat la prezidențiale din partea PSD, după care a venit doamna Dăncilă și a furat candidatura. Acolo situația și relația dintre Viorica Dăncilă și Orlando Teodorovici nu mai este la fel de bună și cred că Orlando este supărat pe viață. Și poate așa putem înțelege toate năzbâtile astea. Repet, acum 3 săptămâni făcea amnistii fiscale, acum vrea să bage românii la pușcărie, da, care întârzie plata impozitelor, da? E ciudat acolo. Eu aș dori ca domnul Orlando Teodorovici să-i bagi la pușcărie pe cei care nu returnează banii din marea corupție, cei condamnați din PSD, în frunte cu nou șef de campanie electorală a PSD, domnul Miron Ditrea, și continuând cu ceilalți infractori de la Liviu Dragnea, la toți ceilalți condamnați, Robert Negoiță, domnii aceștia trebuie să returneze niște bani, să dea statului român niște bani.
înainte de a veni domnul Radu Stoi să ne explice cum a băgat el românii de bună credință, dar care au diverse probleme, care au afectat bisticurile, care sunt bune în pe serviciu și au nu mai poate plăti nici cei poți. Vă dați seama, el vrea să-i bage pe acest oameni cu scrie, dar să-i lasă pe cei din mai subție, mari rechini, să stea relaxat și eventual după ce a stat 6 luni de zile într-un sanatoriu pe la Renovat sau pe la pe unde, pe la Jilava. Nu e regulă, dar românii văd toate aceste, oamenii ce sunt degringolate. Deci au ajuns în degringolate, fac doar propuneri absurde, nu se mai coordonează, se vede că nu mai au niciun fel de coordonare, dacă au ajuns să-l propună șef de campanie electorală pe Miron Mitrea, vă dați seama că mai ajunge să ni-l aducă pe Michi Șpagă și Dumnezeu să iese pe a fost mâncă, sau cu 300, că a fost mai de 300, că mă scuzați, le aducă din Moldova, pe ca 300. Deci să-i aducă pe toți, să-l aducă și pe Adriană Stase, că am văzut că e nou teolog, tocmai a dat-o, i-a prezentat, că nu i-a stat cu datul de chină la Năstase, dar la Condean, în orice zile trecute la el pe Facebook și a preluat presa, vă dați seama unde se întorc acești indivizi, n-au înțeles că sunt persoane eșuate și persoane expirate. Ei se întorc acolo pentru că speră să se salveze. Nu o să mai aibă șansă să se salveze. Nici Viorica Dăncilă, nici PSD. Este un partid care și-a dat măsura valorii în această guvernare dezastroasă pe care au oferit-o românilor în ultimii 2 ani și jumătate. Da, apropo de Mitrea, că e o informație importantă, practic e informația confirmată de din zona PSD, de surse din PSD. Mitea, ce rol are aici de organizare să o bage pe Viorica Dăncilă în turul 2? Care ar fi strategia? El a fost secretar general al partidului, adică se revine la nucleul ăla dur al PSD-știlor de acum 20 de ani? Domnul Mănăstire, unul dintre noi strategii ai PSD, dar nu de 4-5 luni de zile, este Iorel Grebenciuc. De asemenea, reapare schema astăzi, Miron Mitrea. Pe lângă ăștia, vedem cu Adriană Stase, care dă lecții despre poziționarea noilor lideri. Peste toți aceștia vine din Neandertal aproape și că Voinea, tovarășul de beții și de călătorii în județe al lui Nicu Ceaușescu. Dom'le, s-au întors strigoii comunismului. Oana e specialistă în toată perioada pe eventual, vorbește cu domnul Joja, pentru că sigur mai găsește și niște torționari care devin noi ideologia a noi stângi a lui Viorica Dăncilă. Dar să vă dați seama câtă de gringolată e în acest partid. Ei speră ca aceste persoane care la un moment dat domineau zona stângii politice și care au eșuat în 2004 și care au fost puse la colț atunci de alianța ta, după 15 ani, să le readucă la atenția publică și ăștia să retrezească activul PSD din statele, comunele și orășelele României pentru a obține acel 20% practic care aruncau cu Viorica Dăncilă în turul 2. Deci la aceea perioadă de ziua o întoarcerea strigoilor, domne, a dinozaurilor în fruntea. Ăsta nu înțeleg că lumea merge înainte, nu se întoarce. Nu putem merge înapoi. Nu putem să regăsim România, să construim România viitorului cu fosilele trecutului care odată au fost aruncate de la putere din cauza corupției și a nenorocirilor pe care le-au făcut. Vedem că până la urmă istoria e politică, e ciclică, da, da, bună observație și e o analiză bună ataca pe vremuri când lucrai în presă, că până la urmă asta e senzația. Se numește restaurație. Da, se numește restaurație, Raleș Bogdan. Cred că la asta asistăm, de fapt, în zona PSD, pentru că și-au dat seama. Asta e cu excelență, stai de titlu. Restaurație, domnule, PSD realizează că cu Ciorăpel ăla, Armaniac era astea, Ciorăpel Arsene de la Neam, cu personajele astea noi ale PSD-ului, Orguța Vasilescu și restul, nu mai au nicio șansă. Cu Firea, care stă ascunsă, nu mai au nicio șansă. Și atunci au reinventat, readuc personajele care odată dominau PSD-ul pentru a le pune în fruntea partidului care să încerce să se reactiveze după modelul de atunci. Dom'le, nu mai merge. Ciorba are încălzită, s-ar putea să-i deranjeze la stomac.
Mulțumesc pentru intervenție. Ei nu înțeleg asta. Domnule Ionaș, pornind de la... Mulțumesc pentru intervenție. Pornind de la discuția asta, da? E o soluție de...